Greșelile strămoșilor noștri ne pot influența relațiile personale, relațiile de cuplu? Bineînțeles. Putem observa rol sexul într-un cuplu. Și mai așa, dintr-o simplă privire, vedem că femeile sunt foarte masculine. Întâlnim cupluri în care bărbatul preia rolul feminin de persoană submisivă și femeia de... Se schimbă rolurile. Se schimbă rolurile. Și chiar dacă, am spune, bunica era submisivă, obedientă, era o victimă, totuși știm că în triada nevrotică, victimă, persecutor, salvator, victima controlează totul. Cumva puterea se află la victimă. Și da, asta vedem și asta manifestăm și în relația de cuplu. E foarte important să identificăm ce rol joacă fiecare partener în cuplu. Și apoi vedem pe transgenerațional că și părinții și bunicii au jucat cam același rol, inversat. Deci rolurile sunt inversate. Rolurile sunt inversate, da? Pentru că eu nu vreau să fiu slabă precum a fost bunica mea și atunci sunt o persoană dominantă, depășesc limita feminității, cum ar trebui să se, ar trebui, cum e firesc să se poarte o femeie într-o relație de cuplu și apoi sunt nemulțumită. Și mai apar tot în relațiile de cuplu momentele de răzbunare. Mi-ai greșit, las că mă răzbun și îți dau mai mult. Celălalt, partenerul, va da și el mai mult. Pentru că răzbunarea este echilibrantă și este firesc să fie. Dar dacă sunt conștient când mă răzbun și pun în ghilimele, adică ți-o plătesc, trebuie să fie puțin mai puțin ca să se poată stinge această răzbunare, acest conflict. Același lucru îl putem face și când dăruim frumosul. Complimente, daruri, confirmări. În momentul în care eu spun un lucru frumos partenerului, partenerul se simte obligat să dea puțin mai mult. Și asta e frumos în cuplu, când înțelegem aceste lucruri. Da? Și sunt echilibrante. Dar de obicei, un conflict manifestat între doi parteneri cu atâtea probleme de zi cu zi, de obicei, se duce spre ceartă, spre scandal, copiii sunt prezenți, asta văd, asta fac la școală, agresivitatea se duce mai departe. Deci ei predau mai departe agresivitatea. Da. Se vorbește în ziua de astăzi foarte mult și despre infidelitate. Aceasta poate fi preluată de la strămoșii noștri? O preluăm sau nu? Infidelitate. Până la urmă greșim cui? Pentru că cel care pleacă dintr-o relație de cuplu, chiar dacă, să spune, e doar adulter, e clar că nu se satisfac anumite nevoi în relația de cuplu și e ca și cum cel de acasă îl trimite către o altă persoană pentru a suplini ceea ce lipsește. Când apare un copil, de exemplu, mama se focusează foarte mult pe copil. Și partenerul se simte în plus. Neglijat. Da? Neglijat. E curios să aflăm că primează relația de cuplu, nu cea de mamă-copil. Greu de acceptat pentru unele mame. Da, și mai ales în România, da? Unde știm că mamele dorm cu copiii până... Am întâlnit și la 30 de ani. Da, e greu de acceptat, dar iată, de aici se fac niște greșeli, relația se destramă, chiar dacă ei sunt împreună de 20 de ani, dar emoțional, nu mai, afectiv, nu mai au ce să dăruiască, pentru că s-au înstrăinat, au apărut alte personaje în această relație de cuplu. Apropo de informațiile trimise din generație în generație, am auzit oameni spunând, da, cumva am divorțat și părinții mei au divorțat și bunicii mei au divorțat, deci cumva ei știau că această informație s-a transmis. Da.
De obicei copiem un comportament. Luăm un partener de cuplu după modelul antecesorilor noștri. Al tatălui, al bunicului, dacă suntem femei? Da. Și al mamei, că poate e posibil să nu fi rezolvat conflictele cu mama și atunci căutăm un bărbat precum a fost mama. Poate mama a fost dominantă în familie și căutăm un bărbat precum a fost sau este mama. Și atunci tot ce n-am spus mamei, care proști, acum ne permitem să spunem soțului. Da? Mult mai ușor. Și cum spuneam de răzbunări, îi le turnăm în cap lui, el vine cu frustrările lui din familia de bază și începe conflictul. Pentru că, vedeți, sufletul de neam alege. Și n-am ales pe cineva întâmplător. Cineva care rezonează cu neamul meu. E greu de metabolizat această informație. Înțeles, cum adică da. Eu sunt ca, precum socrii mei? Cam da. Adică noi putem prelua și din informațiile venite de pe neamul soțului. Da. Nu numai de pe neamul Sigur. Nostru. Că e o acceptare nescrisă. Adică avem patru neamuri în spate. Da. Păi ia gândiți-vă. Pentru a fi noi în viață, să zicem, trei generații în sus, au fost necesar 14 oameni. Nu? Mergând pe arbore, da. Mergând pe arbore. Da? Și atunci preluăm cumva și din tiparele neamului nostru, Sigur. Și din tiparele neamului da. Soțului da. Și le mai avem și pe ale noastre. Și le mai avem și pe ale noastre. Mult de gestionat. Mult de gestionat. Asta este munca noastră în viața noastră. Și am spune, mă focusez pentru ce am de făcut în viața asta, misiunea mea sau... Nu, avem datorie sacră și față de antecesorii noștri, pentru că dacă ei nu erau, noi nu eram. Cum putem lucra efectiv cu predecesorii noștri? Îi onorăm, îi reașezăm în filonul transgenerațional, că unii sunt excluși, după cum am spus. Exclus este și un bunic care a fost alcoolic și nu mai vrem să știm de el pentru că i-a făcut rău mamei, tatălui, depinde. Atunci îl onorăm înțelegând acest sacrificiu pe care l-a făcut el, de a fi nefericit în viața lui, ne gândim că poate a fost un război în spatele acestei agresivități, înțelegând și onorând, apare iubirea. În momentul în care apare iubirea, totul se schimbă. Dau un exemplu. O doamnă vine și spune că nu se înțelege bine cu fiul său de 14 ani și întreb care este relația cu tatăl. Păi nu prea ne înțelegem. Tatăl se îmbolnăvește între timp și la spital doamna îi spune, știi tată, eu te iubesc. Când a ajuns acasă, fiul care era supărat cumva, ceea ce e nedrept și nelegal în sufletul de neam, vine în camera mamei și o îmbrățișează. Deci fără să facă absolut nimic. Este un câmp morfogenetic în neam pe care nu-l înțelegem, nu-l vedem, dar el se manifestă. Iertarea mamei a dus la iertarea fiului sau conflictul cu fiul său. Ce înseamnă acest suflet de neam despre care vorbiți? Este acel câmp morfogenetic în care noi ne aflăm. Da? Adică toate informațiile. Toate informațiile, toate traumele, toate durerile pe care le-au trăit antecesorii noștri, pe care le trăim noi și pe care le dăm mai departe copiilor noștri. Un avort într-un neam, cât de mult poate influența generațiile următoare? Păi, influențează copilul următor, în primul rând. Adică dacă mama mea a făcut un avort, asta da. Înseamnă că și eu pot prelua acest program. Nu neapărat că pot sau copilul prelua meu. Acest program. Eu port informația copilului de dinainte, copil, făt. Da. Da? Îl port și nu vorbim de stringuri sau în partea ezoterică, dar există energia copilului care nu s-a născut. Și uneori se manifestă în cel de-al doilea copil. Cu o forță extraordinar de mare. Am lucrat cu un copil, era pe clasa întâi de mult și l-am pus să deseneze testul familiei. Și a desenat un copil în mijlocul paginii, apoi părinții, el bunicii. Și întreb cine este. Îl chema pe copil Bujorel. Zice, e Bujorel. A
Adică tu? Nu, e un alt bujorel și el mă învață să fac prostii. Am întrebat mama, după ce a ieșit copilul din cabinet, dacă mai existat un copil. Și a existat. Și ar fi vrut să-l cheme bujorel. Deci copilul avea acea informație. Avea acea informație, dar problema se pune că i-au luat identitatea primului. Ar fi vrut să se numească bujorel. Și i-au dat-o celui de-al doilea. E ca și cum acela se manifestă ca o fantomă în cripta, în corpul copilului născut. Și ce putem face în această situație? Dacă mama mea a făcut un avort, da, și energia acelui copil nenăscut este asupra mea. Îl onorăm și pe acel copil. Deci este singurul lucru pe care îl putem face. Da, chiar dacă biserica nu are un ritual pentru copiii avortați, măcar lumânări, pomeni, ca și cum ar fi fost fratele. Ar fi existat. Da, fratele sau fiul ar fi existat. Da. Da, sunt foarte mulți factori care ne pot influența viața, dacă stăm să-i analizăm. Sigur. Și ce am mai văzut pe genogramă, de obicei bunica a avut două avorturi, nu bunica mea, două avorturi, mama două avorturi și ea era la al doilea avort. Deci tiparul s-a manifestat tiparul în tocmai. Ca secret, vedeți, secretul, eu nu-l spun, dar e o bilă energetică, să-i spun, o buclă energetică, ce se transmite. Da? Secretul nu există. Noi spunem și consumăm multă energie să ținem ascunse anumite lucruri. Dar ele se duc mai departe și se manifestă în generație. Exact ce am vrut să ascund acolo se manifestă la urmași. Haideți să vedem acum, să trecem la un alt domeniu al vieții care ne poate fi afectat. Situația financiară. Ce greșeli să fi făcut strămoșii noștri astfel încât noi să avem blocaje financiare? Păi, ca informație. N-avem bani. Nu mai îmi cere atâta că nu avem bani. Suntem săraci. Ia uite aceia ce bogați sunt. Da? Și programul s-a dus mai departe. Am observat la părinții care spuneau n-avem bani, nu pot să-ți iau asta. Și chiar aveau o situație financiară. Copilul se constipa. Aha, apăreau semne în somatice, corpul fizic. În corpul fizic ale copilului. Adică era ca și cum strâng darul și nu-l risipesc. În momentul în care am spus să împrăștie prin casă niște bani și îți spune că ai bani, copilul n-a mai avut nicio problemă. Deci până acolo se poate merge. Până acolo se poate merge. Astea sunt cele mai ușoare forme de somatizare. Altele sunt mult mai grele. Ficat, o să ajungem și la afecțiuni, dar voiam să rămânem puțin în zona aceasta financiară. Așa. Furturi. Da? În neam. În neam. Au furat. Iată, exemplu pe care l-am dat mai devreme, cu risipire foarte mare. Pentru că, repet, în neam trebuie să fie armonie, echilibru. Și dacă un antecesor a furat, a strâns adictiv, l-am păcălit, am semnat un contract fals și lasă că am casă pentru copilul meu, copilul risipește mai mult, tot așa, puțin mai mult decât au făcut antecesorii. Deci orice faptă negativă, să spun, un comportament neadecvat duce către o echilibrare și sufletul de neam cumva alege destinul. Nu este un destin bun sau rău, am mai spus, ci este echilibrator. Că oaia neagră risipește, dar el vindecă, oaia neagră vindecă ce a făcut antecesorul. Și practic pe acel neam rămâne acea energie curată fără ca informația să fie transmisă mai departe. Dacă acceptăm oaia neagră. Cum putem accepta oaia neagră? Prin iubire. Cu iubire. Conștientizare. Deci totul e cu iubire. Totul e cu iubire. Nu suntem în iubire? Da. Se pot transmite, evident, din generație în generație și bani, foarte mulți bani. Da. Am văzut familii bogate care, de la o generație la alta, au o stare materială din ce în ce mai bună. Da. E posibil ca aceste familii să facă zeciuiala, nu? Că o întâlnim și în Biblie. Ceva compensator, da? E posibil să aibă o consistență morală, etică, bună, un sistem de valori. Sau, nu, și apoi vedem la urmași
ce urmează să se întâmple ca fenomen echilibrant. Deci este foarte important să fim atenți la cum ne raportăm la bani noi, pentru a nu influența generațiile următoare, da, până la urmă. Da, fără să spunem nu avem. Banul e o energie, după cum bine știm. Energia circulă. Dacă o păstrăm sub saltea, e stagnantă și atunci nu circulă și ne vom plânge că nu avem bani. Asta programăm pentru ziua de mâine și plângându-ne că nu avem bani astăzi, mâine nu o vom avea din nou și tot, așa ne programăm și viitorul. Până la copiii noștri. Până la și până la copiii noștri. Haideți să vedem că se vorbește foarte mult și de bolile moștenite de la neam. Da. Păi am spus, sunt boli pentru că ne pedepsește Dumnezeu. Și dacă bunica a făcut o anumită boală, mama o preia din fidelitate. Uite, mamă, te iubesc atât de mult încât îți preiau boala. La nivel inconștient. La nivel inconștient, nu. La nivel inconștient. Și până la urmă inconștientul ne ghidează, da, nu? Fica la fel va face și boala se duce mai departe. Un alt tip de boală este blestemul. A fost blestemată și 7 generații, dacă a pățit tata așa, voi păți și eu. O altă tipologie a bolilor, aș putea să spun, este cea de natură afectivă. Se îmbolnăvește persoana pentru că în copilărie nu a avut parte de iubire și atunci a găsit un mecanism de a se simți iubit, atrage atenția asupra sa. Deci, prin boală este în centru atenției. Nu? Și da, se transmit de cele mai multe ori din fidelitate și vom vedea și date la acel moment. Adică de aceeași vârstă, spre exemplu? Aceeași vârstă. Exemplu, nu numai că a făcut boala, dar în momentul morții, s-a întâmplat aprilie, da? O moarte a tatălui, să spunem. Fiul, după câțiva ani, constată că în fiecare primăvară se îmbolnăvește. Și chiar spune, acum m-am vindecat, până la primăvara viitoare o să fiu sănătos. Și zic, dar de ce te programezi pentru primăvară? Păi în fiecare primăvară eu mă îmbolnăvesc rău. Zic, când a murit tatăl tău? Păi, îmi spunea data exactă și zic, nu vezi nicio legătură. A fost sub nasul meu tot timpul, nu mi-am dat seama. Toate aceste informații, iată că se transmit foarte fidel. Da.